Bun găsit tuturor! Sunt Alina Dima, gazda dumneavoastră. Dacă sunteți amatori de croaziere sau pur și simplu iubiți Delta Dunării, indiferent de anotimp, pentru că ea este absolut fermecătoare oricând, de această dată vă propun să pornim împreună într-o călătorie cu o navă de croazieră pe canalele Deltei. Așadar, vă invit pe toți la bord! Îmbarcăm cu entuziasm pe nava care ne va purta pe tărâmul plin de magie al Deltei, într-o nouă aventură care ne va încânta simțurile. Ridicăm ancora din localitatea Nufăru, nume cât se poate de potrivit, pentru că ne aflăm pe pământul dintre apele care spun povești de milenii ale Dunării. Începem călătoria în lumea păsărilor, a stufului, a drumurilor de apă și a oamenilor care știu să prețuiască natura. Călătoria în Delta Dunării poate fi o veritabilă lecție de biologie, geologie sau chiar antropologie. Cel mai nou pământ al Europei fiind un ținut al diversității și unicității. Acest tărâm este unic în lume, fiind singura deltă declarată rezervație a biosferei la nivel mondial și este parte din patrimoniul UNESCO. Delta Dunării este cel mai nou pământ al Europei și, fără doar și poate, este realmente un ținut plin de farmec, de bazm aproape. Și nu cred că exagerez cu nimic când spun că noi românii suntem cu adevărat norocoși, că am fost binecuvântați de Dunăre cu un astfel de loc, care are un potențial turistic fantastic, realmente, și îl poți vizita atât pe uscat, cât și pe apă, în modalități felurite și cât se poate de interesante și de autentice. Unul dintre cele mai noi produse și, iată, un produs inedit introdus în circuitul turistic în Delta Dunării este ideea unei nave de croazieră cu care te poți plimba pe toate brațele Dunării. Delta este o bijuterie a naturii pe care noi românii o avem și față de care avem o mare responsabilitate de a o păstra cât mai natural se poate. Problema biodiversității în Delta este ca să asigurăm în permanență acel echilibru fragil între protecția mediului, între protejarea naturii și a faunei și a dezvoltarea activităților economice. Ori nava de croazieră Diana exact asta face. Vine și se integrează armonios în turismul de tai, ca și formă distinctă de turism. Vine și asigură deplasarea și vizitarea pe cele trei brațe ale Dunării într-un slow motion. Nu discutăm de repede înainte, de viteze mari, nu. Vorbim de un hotel care se autopropulsează și care asigură turiștilor acea vacanță pe care cred că toți ne-o dorim până la urmă, care să ne asigure vizitarea Deltei în ansamblu ei. Și aici mă refer la ceea ce înseamnă intrarea pe canalele interioare ale Deltei cu caiac, canoe și nu cu bărci cu motoare puternice, cicloturismul. Ce poate fi mai frumos decât să ajungi la Sfântul Gheorghe, să iei bicicleta, să duci pe plaja sălbatică la Sfântul Gheorghe, care îi asigur pe cei care nu o cunosc, este merită vizitată. Sau orașul Sulina, văzut de pe bicicletă. Ca și turist, în momentul în care vizitezi Delta Dunării, este necesar să ai un alt tip de comportament față de alte locuri din România și din Europa, tocmai pentru că vorbim aici despre o rezervație care este protejată. Ce presupune a fi turist în Delta Dunării
cu responsabilitatea de a fi cumva în comuniune cu natura, fără să o deranjăm, ci doar să ne bucurăm de ea autentic. Într-adevăr, rezervația biosferei Delta Dunării, patrimoniul UNESCO, sit Natura 2000, sit Ramsar, sunt elemente care definesc natura și asigură acele reguli pentru protecția ei. Un turist care vine în Delta ar trebui să fie un turist informat. Trebuie să știe că Delta merită vizitată, dar pe îndelete, nu pe repede înainte. Din păcate, avem multe situații în care turiști care vin pe litoralul Mării Negre, sudul litoralului, aleg să vină pentru câteva ore în Delta și se merg în Delta cu viteze foarte mari. Delta este o oază de liniște, cum spuneați la început, o bijuterie a naturii care merită găsită, merită vizualizată pe îndelete, descoperită pe îndelete, și asta nu se poate face decât vizitând în fiecare an, alegând să vizitezi în fiecare an o altă zonă a Deltei. Pentru că vreau să-i asigur pe cei care nu știu că Delta poate fi, dacă vreți, împărțită pe câteva destinații. Și aici mă refer la Sulina, cu pădurea Letea și caii sălbăticiți de la Letea, Sfântul Gheorghe cu tot ce înseamnă plaja sălbatică de la Sfântul Gheorghe și canalele interioare absolut magnifice, inima Deltei Crișan cu Mila 23, pădurea Caroman și tot ce înseamnă partea interioară a Deltei, de ce nu spre zona continentală, hai să spunem, a Deltei, și aici mă refer la Jurlovca, Ura Portiței, sau Murighiol, Mahmudia. Sunt, fiecare zonă are un specific al ei, fiecare zonă are obiective turistice specifice. Turistul trebuie să știe, să învețe să respecte natura, trebuie să știe că nu e de preferat să bei o sticlă de apă dintr-un pet și ulterior să arunci petul în apă. Trebuie să știe să iubească natura și să o înțeleagă, să o respecte. Delta este o destinație care se întinde pe 9 luni pe azi. Puțină lume cunoaște și încercăm să promovăm acest lucru intensiv, pentru că Delta merită vizitată în oricare perioadă a anului. Indiferent că discutăm de iarnă, când îngheață canale, îi asigur pe cei doritori că pot veni să patineze, de exemplu, pe lacul Razem sau pe canalele mici din Delta. E superb. Sunt lucruri care chiar merită văzute. Ca să nu discutăm acum de primăvară, când spuneați că apare acea vânătoare de fotografie. Într-adevăr că se întorc păsările în Delta, când Delta se populează și devine un paradis din punctul ăsta de vedere. Ce ar fi mai frumos decât vara, pe căldurile înăbușitoare, să vizite Răcorești în Delta, pe canalele interioare, sau să mergi la plajă, pe o plajă sălbatică, mult mai liniștită, absolut mult mai liniștită decât celelalte plaje recunoscute, sau toamna, când Delta îngălbenește și care capătă un alt colorit, mult mai frumos și mult mai elegant, când păsările se pregătesc să plece, când sunt, chiar dacă aș putea părea acum ușor nostalgic poet, dar este o imagine fantastică să vezi păsările cum se pregătesc pe care. Turismul în Delta s-a îmbogățit așadar cu un produs nou, care oferă o alternativă liniștită și comodă de a vedea cât mai multe dintre minunățile acestui tărâm fascinant. Într-un sejur de 7 zile te poți plimba pe canalele Sulina și Sfântul Gheorghe,
dar și pe micile canale interioare cu șalupele, ca să admiri frumusețile fără seamăn ale deltei. Dar afli și povestea orașului Sulina, a pădurii Letea și a cailor săi aproape mistici. Ajungi chiar până în Ismail, în Ucraina, și te bucuri de ospitalitatea oamenilor de acolo. Un proverb neaoș românesc spune clar că omul sfințește locul. În cazul nostru, omul a însuflețit un vas de croazieră. Iată povestea! Pentru foarte mulți turiști, atât români cât și străini, o navă de croazieră sau o croazieră în general reprezintă cea mai bună idee la care se pot gândi pentru o vacanță perfectă. Și asta pentru că totul este extrem de comod și de ușor, mai cu seamă că, iată, poți să andochezi liniștit la mal și să te plimbi în orașele europene. În cazul nostru de această dată, te poți plimba pe canalele Dunării. E un produs nou apărut în Delta Dunării și voiam să-mi povestiți puțin despre ideea pe care ați avut-o în momentul în care ați demarat acest proiect. Fiind dintr-o familie de Delta, părinții mei sunt din Chilia Veche, bunicul din Ismail, Ucraina, mi-a plăcut de mic copil, de când veneam în vacanță la bunici și la țară, tot ceea ce vedeam și cum petreceam timpul, dar și în tinerețe, după ce am ajuns să am o embarcațiune, să mă plimb, și aveam o singură problemă cu familia, că alergăm sau mergem mult cu barca ca să vedem mult și așa. Când doream să văd cât mai mult, că Delta de fapt nu este un muzeu static, fix într-un loc, este muzeu pe toată suprafața ei, și atâtea lucruri frumoase poți vedea la fiecare kilometru distanță, diferență, de la copaci, plante, canale, lacuri, păsări, comunități, localități, oameni, biserici, diferite. Între a avea o investiție sau o dezvoltare turistică pe un hotel static, fiind o șansa mea, având școală de marină, facultate pe marină, sămânța din Delta, un om al apelor, mi s-a părut normal pentru mine, mi se pare un lucru firesc ce fac, să se încununeze printr-un turism activ pe apă, unde poți vedea în aceea zi civilizat mai multe localități, poți dormi la bord, poți mânca la bord, poți apoi, depinde de cei care organizează, ceea ce știu să ofere sau doresc să ofere mai departe. Iar eu am căutat în pachetul meu turistic pe acest proiect să ofer ceea ce mi-ar place mie. Nu neapărat să vină omul în Delta ca să stea la pescuit toată ziua. Trebuie să arătăm oamenilor cum trăiesc, ce mănâncă, ce găsim aici, ce păsări, ce natură și așa mai departe. Istorie, cultură. Printr-un voiaj cu un vapor de croazieră poți realiza aceste lucruri. Care ar fi facilitățile pe care le oferiți turiștilor la bordul navei? Păi dacă o luăm de la îmbarcare, lași mașina aproape de vapor, ai dat bagajul, ai poftit în cameră, te-ai cazat, acolo găsești tot confortul, paturi confortabile, băi la fiecare cameră, apoi oferim salon de restaurant unde servește micul dejun, prânzul, cină, pe variantă de a alege meniu sau pe variantă bufet, depinde de masă, salonul de stat de relaxare, de televizor, de remi, șah, table, socializare, unde servim în prețurile noastre de pachet, oferim berea draft, oferim la masă vinul, cafeaua, ceaiul, toate lucrurile sunt oferite și bomboana de pe tort, terasa de la Puntea Superioară, unde creăm 3 puncte diferite, zonă de plajă cu șezlonguri și vor urma să sosească și 2 jacuzzi să aibă copiii, zonă de masă de stat de gustat, un aperitiv, lucruri de genul ăsta și o zonă de canapele, de stat la o carte, la o fructă, să guși, să faci poze. Cred că
vom putea fi o completare a croazierilor care le fac firmele de afară, care vin până în Budapesta sau vin până în Delta și întorc la Sulina sau la Sfântul Gheorghe și petrec doar câteva ore, cred că putem fi o completare pentru ei, cum putem fi o completare pentru pensiunile și hotelurile din Delta și cum putem fi un susținător al autorităților locale pe dezvoltarea turismului onorabilă. Sentimentul că plutești pe apele liniștite ale Dunării, pe canalele Deltei și că te poți bucura de peisaj în liniște, scăldat în razele soarelui la Asfințit, trebuie experimentat pe deplin. Și crede-mă, culorile apusului printre stufărișul specific ținutului dintre ape nu se compară cu nimic. Iar când se lasă seara de-a binelea, nava acostează în Sulina. Dar distracția la bord abia începe. Ansamblul Dobrogeanca din singurul oraș al Deltei îi încântă pe toți turiștii cu dansuri și cântece tradiționale. Îți spuneam că Delta Dunării are multe minunății de arătat tuturor celor ce se dovedesc a fi demni și umili în fața măreției naturii. Așa că pornim acum împreună cu șalupele pe canalul Sulina și pe canalele interioare și îți arăt cu încântare acest paradis al păsărilor, o lume în care acestea viețuiesc după reguli numai de ele știute și din când în când se arată ochilor umani pentru a fi admirate și pentru a ne învăța pe noi oamenii lecții despre simplitate, armonie deplină cu natura și tainele zborului, pe care ni le putem doar imagina. Iar când ai ocazia să vezi și pelicanii zburând, chiar te simți fericit ca un copil care descoperă pentru prima dată lumea.
În Delta, orice drum este un scop în sine, dar de această dată am folosit șalupele ca să ajungem într-un alt loc magic, de Basm, care are un farmec aparte, indiferent de anotimp, pădurea Letea. Am pornit, deci, de la Sulina, iar traseul până la Letea are o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Am trecut pe traseu de la vegetația sărăcăcioasă la o zonă cu vegetație de stepă, apoi în cea de grinduri maritime, urmată de o zonă cu plauri, acele insule plutitoare care se mișcă pe canal în funcție de modul în care bate vântul sau curentul, ori chiar de la valurile produse de barcă. Excursiile în pădurea Letea se fac cu mașinile până într-o zonă bine delimitată. Drumul spre pădure trece prin satul Letea, unde ulițele și străzile sunt din nisip bătătorit. E sat de lipoveni, în mare parte, așa că vei vedea multe case cu acoperiș de stuf și colorate în alb și albastru sau verde. Viața în delta este foarte grea, mai ales iarna, iar gospodăriile din Letea sunt mai degrabă sărăcăcioase. Pădurea Letea, formată de grindul nisipos cu același nume, cu fâșii de pădure crescute pe dune de nisip, este un crâng misterios, cu stejari seculari, înlănțuiți de liane și viță sălbatică. Mii de ani în urmă, în zona asta unde se află acum pădurea Letea, a fost marea sau fundul mării. După cum s-au retras apele, se zice de către biologi și de cei care au studiat că acești pomi s-au format după, au fost aduși semințele de către ape. Ea s-a format, mai ales în zona protejată în care ne aflăm acum, ea e formată pe fâșii, denumite de către localnici hazmaci. Noi acum ne aflăm în Hazmacul Mare. E o pădure predominant formate din pomi de luncă, adică pomi care nu au rădăcini în adâncime, pentru că pânza freatică este foarte aproape de nivelul solului. Au rădăcini de suprafață și de asta foarte mulți pomi sunt și căzuți în pădurea Letea. Asupra lor nu se intervine, îi lasă în permanență căzuți, așa să în timp când prin putrefacție să devină solul fertil. Mai găsim mistrețul, care acum sunt în număr foarte mic, a fost acum câțiva ani, a fost și acea gripă sau acea pestă porcină. Căpriorul comun, din păcate eu nu l-am mai auzit, dar cred că mai există. Nu a apărut de câțiva ani acel animal invaziv, șacalul. Iepurile sălbatic, vulpe sălbatică, pisică sălbatică, bursuc, ce mai găsim? În partea de sud a pădurii Letea sau a părții protejate a pădurii Letea, unde se află și lacul Merhei, Merheiul Mare și Merheiul Mic, mai găsești și animale care stau în preajma apelor, vidră, nevăstuic, câine, not. Accesul turistic în zonă se fac pe două trasee stabilite de către cei care o protejează. Un traseu care se face cu mașina, se ajunge până la niște porți de acces cu mașina și de acolo se merge pe jos, o anumită distanță în pădure. Se ajunge în o anumită zonă a pădurii, mai departe nu ai voie, ai vizitat, ai întors înapoi. Și mai este încă un traseu frecventat de către turiști cu căruța, cu tracțiune cabalină, doi cai, intri în pădure, într-adevăr, pentru că cu căruța nu distruge absolut nimic. Se oprește într-un loc acolo, în capătul traseului, de acolo pleci pe jos, vizitezi dundele, te întorci înapoi la căruță și ieși din pădure. Astea sunt singurele trasee care se frecventează. Această pădure născută din mare are 6.000 de hectare, dintre care 3.000 sunt zonă strict protejată. Natura este realmente un arhitect desăvârșit, iar aici, la Letea, prezența dunelor, în armonie deplină cu arborii, stă mărturie peste veacuri. Dunele de la marginea pădurii sunt formate din scoică marină, iar nisipul este alb și extrem de fin. Iar în anumite locuri, acestea ajung și la 22 de metri înălțime. Dar cel mai mare mister al pădurii Letea sunt caii ei, sălbatici și liberi.
La începutul anilor 80, într-o perioadă în care traiul din România devenea din ce în ce mai greu, a fost declarată starea de anemie infecțioasă în rândul cailor din Delta. Mulți dintre proprietarii de cabaline, constrânși de împrejurări nefaste, au renunțat la a mai crește cai. În tot haosul social și economic care a dominat țara noastră în anii de după Revoluție, oamenii Deltei și-au lăsat cai în libertate. Sălbăticiți și-au creat propriul lor habitat, cu preponderență în zona pădurii Letea. Sunt, poate, ultimii cai sălbatici din Europa. Sub soarele arzător sau în bătaia vântului tăios, aceste animale nobile își duc existența în libertate. Dar libertatea vine cu un preț. Nu este pentru oricine. Caii de la Letea au fost abandonați, uitați și prigoniți, dar sunt tot acolo și au devenit unul dintre simbolurile fascinante ale Deltei. Ei sunt povestea eternă a pământului Dobrogei. Întoarcem cu toată viteza înainte, printre grinduri și canale, cu egretele și cormoranii care zboară în voie deasupra noastră, indicându-ne parcă drumul înapoi spre Sulina. Ce ați zice dacă am descoperit povestea orașului la o plimbare cu bicicleta sau pe jos? Sulina este singurul oraș al Deltei, oraș port, considerat cel mai estic punct al României. Sulina a fost încă de la început o așezare modernă, cosmopolită, un fel de turn Babel, deoarece aici puteai auzi vorbindu-se aproape toate limbile Europei, iar locuitorii trăiau în perfectă armonie, indiferent de etnie, statut social sau confesiune. Scriitorul Jean Bart, care s-a îndrăgostit de Sulina, spunea în cartea sa Europolis că pentru el, orașul acesta, o mică citadelă universală, este locul în care bătrânul Danubiu își pierde apele și numele în mare. Primele denumiri ale localității au fost Selina, Solina sau Salina, de la apa sărată a mării. Sulina este un obiectiv de interes pentru oricare dintre noi, pentru că marchează începutul Uniunii Europene. Este orașul în care s-a constituit Comisiunea Europeană a Dunării, momentul în care, pentru prima oară în Europa, marile puteri au hotărât să facă ceva împreună, important, pentru întregul continent. Comisia Europeană a Dunării, organism care a reglementat navigația și comerțul în zonă, i-a dat fostului târg de pescari o însemnătate aparte. Pentru ca Sulina să devină un port important, poartă de legătură între Orientul Mijlociu și Europa, a fost nevoie de modificări aduse brațului natural al Dunării. Artizanul acestor lucrări a fost inginerul englez Charles Hartley. Clădirea ce amintește de aceste momente istorice stă încă în picioare, cu privirea spre Dunăre și mare. În 1870, Sulina capătă statut de Porto Franco, port internațional liber, fără taxe și impozite. Acest statut aduce cu sine o dezvoltare fără precedent. În perioada de înflorire maximă, populația orașului depășea 20.000 de locuitori. Astăzi, doar 3.000 de oameni mai trăiesc aici. În prezent, Sulina este orașul nostalgiilor, al poveștilor cu mirese venite pe mare, al piraților și îndrăgostiților. Orașul trăiește din amintirea unor vremuri în care era printre cele mai căutate porturi ale vechiului continent. Clădiri de patrimoniu care au supraviețuit bombardamentelor au fost distruse de nepăsare. Reperele arhitecturale ale unui oraș cosmopolit sunt reduse, într-un prezent al indiferenței, la stadiul de simple ruine. De departe, de pe apă, Sulina mai păstrează aparența unui oraș cochet, cu clădiri frumoase și o istorie ieșită din comun. Odată ajuns pe mal, te lovește aerul de urbe părăsită. Pe străzile din centru, case construite în alte vremuri își trăiesc bătrânețea într-un mod nu tocmai fericit. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în perioada de glorie a orașului Sulina, aici conviețuiau greci, români, ruși,
armeni, turci, evrei, albanezi, germani, italieni, bulgari, englezi sau polonezi. Atunci când inginerul Charles Hartley a reconstruit orașul după ce a fost incendiat în totalitate de către englezi, a gândit mai întâi spitalul și cimitirul. Deși îți va părea surprinzător, cimitirul este unul dintre obiectivele turistice cele mai vizitate din oraș și, în mod paradoxal, este foarte animat și plin de povești. Este un cimitir multietnic, fenomen rar întâlnit în alte părți ale lumii. Sunt înmormântați aici etnici evrei, turci, greci, ruși, italieni și români. Pietrele funerare sunt o adevărată lecție de istorie, iar epitafurile spun poveștile celor care și-au găsit aici sfârșitul. Cimitirul maritim din Sulina adăpostește singurul mormânt din Europa pe care se găsește celebrul semn al piraților, craniul cu două oase încrucișate. Aici se odihnește piratul Georgios Contoguris, care a murit la Sulina la vârsta de 33 de ani. Grecul Georgios Contoguris, născut la Kefalonia, era un pirat de uscat. Legenda spune că grecul a fost un bun cetățean, asemenea haiducilor care luau de la bogați și dădeau săracilor. Mormântul prințesei Ecaterina Moruții, nepoata lui Ioan Sturza, voievod al Moldovei, se află tot aici. Ecaterina Moruții a murit în decembrie 1893, căzând în apa înghețată a Dunării. Sus, pe cruce, se poate observa coroana regală, iar pe scut este bourul Moldovei și un grifon. Apoi, vei descoperi o statuie ce reprezintă doi copii, frate și soră, Gerasimos și Ana. Se spune că Ana a intrat în apă pentru a-și scoate mingea care-i căzuse și era să se înnece. Fratele său a vrut să o salveze și, din păcate, s-au înnecat împreună. După poveștile pline de nostalgie ale Sulinei, urcăm din nou la bordul navei și propun să ne delectăm împreună cu o porție de culoare, muzică și dans, oferită de ansamblul Dobrogeanca și însoțită de vinuri nobile din zona Niculițel. Vinul stă perfect în armonie la masă cu voia bună.
E o licoare nobilă care ne-a însoțit din vremuri imemoriale. Așa că, atunci când veți opta să vizitați Delta, alegând nava de croazieră pentru sejurul vostru, veți avea parte și de degustări de vinuri splendide din dealurile Niculițelului, asortate cu brânzeturi nobile, perfecte pentru papilele voastre gustative. Dragii mei, iată că fiecare călătorie pe care o facem este ca un drum inițiatic, care ne umple sufletele de bucurie. Nu ezitați să vizitați Delta Dunării indiferent de anotimp, pentru că vă garantez că vă va surprinde la fiecare colțișor. Până la următoarea noastră întâlnire însă, nu uitați să vă transformați viața într-o poveste frumoasă.